Haideți, doamnă doctor, vă rog. Stimați consilieri, vă rog să reluăm lucrările ședinței. Domnul Huluț, aveți cuvântul. Având în vedere că am cerut o pauză de consultări, am văzut proiectul, eu n-aș vrea să mă leg acum de proiect și nici nu vreau să fac un amendament la proiect. Proiectul rămâne așa cum l-am votat pe ordinea de zi, dar aș vrea să-l consult și pe domnul secretar, da? Că aș vrea de aici să iese o hotărâre de Consiliul Local, da? Asta e propunerea grupului nostru, da? Să mandatăm cei doi membri, AGA, în persoana domnului Chiciu și în persoana domnului primar, da? Ca acolo să mandateze pe domnul Zaharia să semneze actele necesare în continuare pentru deblocarea și dumneavoastră îl mandatați numai cu ceea ce este necesar. Puluță, vă ascultăm, dar nu face obiectul proiectului. Știți ce vreau să vă spun? Deci, eu m-am consultat cu colegii și ne-am consultat împreună și am venit cu propunerea. Vrem să rezolvăm problema sau să rămână în coadă de pește? Nu înțeleg solicitarea dumneavoastră, dar nu cred că are legătură cu proiectul. Domnul președinte, problema este, vrem să meargă societatea până când vom alege un consiliu de administrație sau nu? De acord, dar ce facem cu proiectul acesta? Care implică votarea unor persoane pentru ocuparea postului din Consiliul de Administrație. Vreți? Domn primar, vă rog. Dacă îmi permiteți, ceea ce spuneți este așa, că susțineți proiectul să treacă în forma propusă și amendați ca AGA. Nu îmi puneți vorbe în gură, că v-am spus foarte clar că nu e amendament. De asta, domnul candidat, vă rugam, că punem asta după sau înainte. Dacă vreți, votăm și pe urmă găsim soluții. Să rezolvăm acest proiect, după care găsim soluții împreună cu executivul. Eu propun să votăm proiectul, să dăm la Ciobanu, vă rog, după care vreau comisia de numărătoare a voturilor. Aș dori un amendament. Am eu cuvântul, nu vă supărați. Da? Ok. Să fă-mi, doamna Ciobanu. Vreau să propun un amendament. Consiliul de administrație care se va vota astăzi să aibă mandat pe o lună. Ca să deblocăm acum. Și mai discutăm la următoarea ședință. De acord. E un amendament, nu? Domnilor, haideți să vă spun un lucru. Oricum, acest Consiliu este provizoriu. Este limitat de lege ca termen. Acest Consiliu acționează și asigură numai o permanență până la alegerea viitorului Consiliu, care se va face în conformitate cu Ordonanța 109. Nici nu vreți să meargă, nici nu vreți să găsiți soluții, adică faceți amendamente cu care nu o să fim de acord. Asta e un răspuns la doamna consilier, ca să îi explic că acesta este oricum provizoriu. Știu, provizoriu și rămâne definitiv. Da. Da, domnul candidat, după care vă rog comisia de numărătoare a voturilor să vină în față aici. Păi da. Acest proiect trebuie să aibă finalitate, domnul candidat. Aștept. Domnul președinte, deci nu chemați comisia până nu vorbesc și ultimii consilieri. Deci toată lumea trebuie să-și dea părerea, că de asta suntem aici. Dar v-am ascultat o oră, domnul candidat. Da, cum adică? Dar am venit cu o limită de timp, eu?
De acum să-mi spuneți la ședința viitoare cât trebuie să vorbesc. Și nu cred că am vorbit o oră. Trebuie să ne limităm totuși la luările de cuvânt, pentru că așa mi se pare corect. Vă ascult. Eu nu cred că am vorbit mai mult ca alții astăzi și vreau să-i expun o părere vis-a-vis de acest proiect. E dreptul meu, cred. Ori poate mă înșel. Stimați colegi, deci avem o problemă legată de acest Consiliu de Administrație. Discuții s-au făcut, nu le mai reau. Am luat pauză ca să găsim o soluție de compromis. Și am pus în discuția dumneavoastră o propunere, care mie mi se pare de bun simț și care trebuie supusă la vot, că așa cerem cu toții și suntem, slavă Domnului, 12 consilieri care vrem lucrul ăsta, în sensul de a debloca această situație prin mandatarea unei persoane care să semneze actele urgente care trebuie să le facă SSPM-ul până vom numi un Consiliu de Administrație asupra căruia vom cădea de acord cu toții. Acum, de ce se pune problema asta înaintea proiectului? Pentru că problema nu e pe ordinea de zi. Iar dacă să spunem că acest proiect va pica la vot, nu mai avem un motiv să suplimentăm ordinea de zi. De-aia propunerea asta e propusă ca și soluție la punctul ăsta 12-a, dacă vreți să o primiți. Dacă nu vreți să o primiți, n-avem decât să supunem la vot ce au și mai discutăm pe urmă. Dar nu cred că e corect. Deci noi am venit cu o propunere corectă, deschisă, transparentă, să deblocăm situația care se pare că la SSM arde. Dacă vreți să o deblocăm, supunem la vot. Dacă nu doriți să o deblocăm, atunci mergem cu ordinea de zi, dar eu am să mă mai opun după aia să suplimentăm ordinea de zi. Nu-i corect. Mulțumesc, domnul Candel. Domnul secretar, aveți cuvânt. Îl așteptăm pe domnul secretar. Să vedem care e amendament, dacă putem spune la vot. Care e amendamentul, domnul Huluț sau domnul Candel, că... Stimați domni, domnul Huluț a fost foarte explicit. Situația la SSPM arde. Acționarul unic la SSPM este Consiliul Local Bacău. Noi, care avem mandatați în AGA, două persoane, domnul primar și domnul consilier Chiciu Laurențiu. Atunci, noi care suntem acționar unic la această societate, ne dăm mandat împuterniciților noștri în AGA, mai înainte amintiți, da? Ca la rândul lor să dea un mandat special domnului Nicu Zaharia, salariat la SSPM în prezent, care deține drept de semnătură și pentru semnătura căruia nu e necesară să se facă alte formalități, da? Și care a acceptat să facă acest lucru pentru această societate și pentru noi cu voia dumneavoastră, da? Să semneze actele urgente. Ăsta e propunerea. Îl mandatăm pe reprezentanții noștri în AGA, domnul primar și domnul Chiciu, să dea mandat special domnului Nicu Zaharia pentru semnarea actelor urgente în SSPM. Este corect? S-a înțeles? Supunem la vot. Am înțeles, domnul candidat. Domnul secretar, vă rog. Potrivit articolului 155, punctul 5, litera E, una din atribuțiile principale ale primarului unității administrativ-teritoriale este că numește, sancționează, dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu și după caz a raporturilor de muncă în condiții legii pentru personalul din cadrul mai tare, aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, nu puteți mandata primarului o atribuție pe care el o are, aceea de a asigura continuitatea unei instituții. Ceea ce spuneți dumneavoastră, dar mă lăsați să vorbesc? Botoi, o secundă că vă domnul dau cuvântul. Secretar, deci, dumneavoastră, lăsați-l pe domnul secretar, da, că nu v-am întrerupt. Sunteți în altă parte a codului. Mă lăsați aleacă să vorbesc. Nu, pentru că domnul, nu sunteți. Domnul Candel, vă rog să vă păstrați calmul. Avem... Domnul președinte, domnul secretar, domnul președinte, conduce ședința, faceți un apel la... Am făcut un apel la calm, dar lăsați-l pe domnul secretar să termine, după care vorbiți dumneavoastră. Vă rog să nu mai întrerupeți microfonul niciodată.
Secretar, aveți cuvântul. Dacă mă lăsați să termin. Deci avem, de fapt, în speță, o societate comercială cu organizare proprie. În mod normal și legal, într-o astfel de situație, în orice instituție, că e regie autonomă, că e societate comercială, că e primărie, în momentul în care cineva de la conducere pleacă în concediu, pleacă în concediu medical, își dă demisia, se dă un act intern, ori al conducerii executive prin care se preia atribuțiile, ori persoana care are atribuția de numire poate să dea o dispoziție de primar prin care să spună că pe perioada vacantării acele atribuții sunt semnate unei persoane. Nu este în autoritatea Consiliului Local să stabilească atribuții unor persoane în organisme cu personalitate juridică, organizate după statut propriu și după act constitutiv propriu și după organigramă proprie. Păi atunci de ce ne mai certăm, domnul secretar? Domnul primar, domnul de ce ne mai cere domnul votul? Candet. Deci atunci domnul să mandateze dumnealui pe cine vrea în calitate domnul de Candet. Primar. Sunt două lucruri distincte, păi domnul. Păi sigur că sunt două lucruri distincte, păi asta vorbesc... așa cum le interpretați dumneavoastră, domnul păi secretar. Păi sunt două lucruri real distincte. Păi și atunci acționariatul unei societăți ce rol mai are? Domnul Candet. Nu v-am dat cuvântul. Potrivit articolului 64, indice 3, din ordonanța 109, în caz de vacanță, acționariatul, cum spuneți dumneavoastră, face propuneri pentru numirea Consiliului de Administrație și AGA, membrii AGA, hotărăsc. Așa spune în lege. Dacă dumneavoastră citiți alte lege, problema dumneavoastră. Mulțumesc, domnul secretar, domnul Maulache, domnul Adinu și domnul Huluț. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să păstrăm un ton calm, echilibrat, să ne putem înțelege. Am rămas un pic cu un gust amar vis-a-vis de intervenția liberalului Miroșeanu. Când mi-aduc aminte că acum 3-4 luni de zile punea la zid SSPM-ul și spunea că este o povară pentru municipalitate și pentru Consiliul Local, astăzi și-a redefinit poziția față de acest SPM și spune că municipalitatea are nevoie de serviciile societății de servicii publice municipale. Da, domnule Miroșeanu, aveți dreptate, are nevoie. Dar dacă în grupul dumneavoastră și a celor din executiv ați găsit numai oameni care au rămas fără locuri de muncă și vreți să-i plasați acolo, să știți că nu ne convingeți vis-a-vis de acest lucru, mai ales că reprezentați un partid liberal cu profesii liberale. Deci v-aș sugera să nu mai fiți atât de demagog, să vă păstrați aceeași poziție care ați avut-o dacă vreți să aveți totuși un respect din partea noastră în Consiliul Local. Referitor la acest proiect, domnule președinte de ședință, vă rog să-l supuneți la vot. Este momentul să-l supunem la vot. Funcție de rațiunea consilierilor locali, va rezulta votul și vom acționa în consecință. Nu vă ia nimeni acest drept să reveniți cu o ședință când considerați dumneavoastră că e nevoie, funcție de toate solicitările care le-ați avut pe dezbaterea acestui proiect. Vă rog să supuneți proiectul la vot. Domnul Miroșeanu, înainte de a supune proiectul la vot, trebuie să reglementăm o leacă amendamentul domnului Huță, pentru că a făcut un amendament. O să vă rog un drept la replică, domnul... Numai un pic. Domnul Huluță, vă rog. Numai un pic. Nu v-am dat domnul Huluță. Domnul președinte. Domnul Huluță, vă rog. Deci aș vrea să dau cuvântul. Domnul secretar, o secundă. Deci domnul Miroșeanu, drept la replică un minut pentru domnul Maulache, apoi domnul secretar. Ca să definitivăm amendamentul dumneavoastră, nu vreți să avem acel amendament? În mod firesc, domnul Huluță. Domnul Huluță, vă rog, nu mai interupeți. În mod firesc mi s-a pronunțat numele și e absolut necesar să dau un drept la replică. Se pare că domnul Manolache n-a înțeles nimic din ceea ce am spus eu aici și cred că e momentul să o clarificăm. Și am să reiau, dacă doriți, domnul Manolache, chiar de la început. Și am să vă spun că Partidul Național Liberal
nu a fost de acord cu înființarea acestei societăți din primul moment. Și am făcut toate demersurile și am adus toate motivele ca această societate să nu se înființeze. Și repet, a fost o idee a PSD-ului, erau majoritari în Consiliul Local, au impus-o. Astăzi, când discutăm, e vorba de altă situație. Și faptul că această societate, în decursul timpului, a angajat și în momentul de față este prinsă în tot felul de activități. Pentru acest lucru am venit astăzi și am spus că e nevoie să desemnăm o conducere care să asigure activitatea acestei societăți, având în vedere faptul că este obligația noastră să ne asigurăm că nu vor greva municipalitatea de acele obligații care trebuie duse la îndeplinire. Nu are nicio legătură nici cu demagogia, nici cu, să zicem așa, proasta administrare și proasta punere în temă acestei chestiuni, ci are legătură cu o realitate. Astăzi când discutăm, SSPM-ul este o societate în derivă. De mai bine de 2 luni de zile nu se întâmplă nimic acolo. Toată lumea așteaptă să vină cineva care să pună ordine în această activitate. Și vă spun lucrul acesta și datorită faptului că prin atribuțiile pe care le am, lucrez în mod direct cu această societate. Mulțumesc, domnul viceprimar. Da. Da, vreau doar să spun, așa, domnului consilier, că înțeleg că acum recunoaște că această societate și-a dobândit eficiența, și-a dovedit eficiența și oportunitatea și practic... Vă rog să nu-mi răstălmăciți lucrurile. N-am vorbit despre eficiența acestei societăți. Vorbesc despre o societate aflată în derivă, nu, o societate care în decursul timpului și-a asumat o serie întreagă de obligații de cele mai multe ori peste ceea ce avea de făcut, pentru că ea a fost gândită la început cu un anumit scop care în mod de față nu mai există. Și bineînțeles că una din problemele care trebuie clarificată de către noua conducere este care să fie viitorul și care să fie atribuțiile acestei societăți. Pentru că ea a fost gândită cu totul și cu totul altfel. Spre deosebire de dumneavoastră, eu nu v-am întrerupt, domnul consilier. V-am lăsat să terminați expozeul. V-ați dorit cu totul și cu totul altceva de la această societate. În momentul de față, noi vă las avem să terminați, după care vă adresez ce am altă spus. Altă viziune și ne dorim ca această conducere care să fie numită să facă ceea ce trebuie. Eu am vrut să vă spun altceva și aș dori să nu mă mai întrerupeți. Din ce ați declarat mai devreme, ați declarat că această societate și-a dovedit eficiența și implicit asta arată grupul consilierilor PNL a greșit mandatul trecut că nu a acordat votul de încredere în organizare. Da, domnul Manolache, aveți cuvântul. Domnule Miroșanu, ca lider al PNL-ului, continuați să naufragiați în minciună în continuare. Și vă spun și de ce. Am o memorie de elefant, e greu să îmi aduceți atingere acestei calități. Când eu eram în Consiliul Local în mandatul 2016-2017, am făcut eforturi mărețe să vă am lângă mine, să ne opunem înființării acestei societăți și domnul Ghinghe știe. Când societatea, după 2-3 ședințe de Consiliu Local, a picat, eu am fost executat. Iar colegii dumneavoastră liberali au votat-o. Domnul Ghinghe, sunteți martor. Vă rog frumos să terminați cu demagogia aici. Mergând mai departe, vis-a-vis de situația pe care o discutăm referitor la acest punct de pe ordinea de zi, să știți că închiderea dumneavoastră totală și lipsa de colaborare față de noi, consilierii locali, și față de modul în care vă exprimați în spațiu public, aceste două comportamente neadecvate din punct de vedere al unor oameni raționali, obiectivi și transparenți, ne-au adus în situația acestui blocaj. Vă rog să revenim la acest proiect, să-l supunem la vot și să vă dea de gândit cum trebuie să vă poziționați pe viitor, începând de astăzi. Vă mulțumesc. Domnul Miroșanu. Văd că vă place foarte mult acest cuvânt, demagogie. Și nu vreau să spun decât că dumneavoastră sunteți cel care sunteți astăzi un demagog. Am fost și Partidul Național Liberal de fiecare dată a fost deschis la dialog și dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer. Și întotdeauna am susținut acele idei și acele proiecte care noi le-am considerat că sunt bune pentru cetățeni. Aceeași atitudine o avem și astăzi, când venim în fața
și a dumneavoastră personal să vă spunem că anumite lucruri trebuie asumate dacă vrem ca lucrurile să meargă bine în acest oraș. Mulțumesc, domnul Miroșanu. Domnul Cretu, și suficient cu discuțiile pe acest proiect. Aș vrea să clarific niște lucruri vis-a-vis de nașterea acestei societăți. La data în care s-a votat înființarea acestei societăți, dumneavoastră nu erați în Consiliu. Prin urmare, nu ați fost prezenți la acea ședință. La acea ședință, toate voturile celor 5 consilieri PNL au fost vizualizate de către toți colegii mei de atunci. Votul pe acea hotărâre de Consiliu Local a fost unul împotrivă din partea tuturor consilierilor PNL. Asta vis-a-vis de înființare. În ulterior, au fost atribuite diferite activități la care toți consilierii PNL s-au opus, pentru că majoritatea de atunci a fost foarte darnică cu această societate, în condițiile în care capacitatea tehnică nu era capabilă să ducă la îndeplinire toate activitățile respective. Lucru care s-a și văzut între timp. Vis-a-vis de performanța pe care a avut-o SSPM-ul, eu aș vrea să întreb de ce SSPM-ul a contractat lucrări de la municipiul Bacău, iar execuția s-a făcut la a treia, a patra contractare ulterioară sub SSPM. Aici, vis-a-vis de afirmațiile doamnei Dinu, aș vrea să vă spun că performanța SSPM-ului nu este în discuție astăzi și nu este un subiect care să... Eficiență, nu performanță, domnul consilier. Cred că știți foarte bine diferența. Domnul Miroșanu nu s-a referit la performanță, s-a referit la faptul eficiență că... Eficiență și necesitate, nu performanță. Da, parcă discutați într-un mod civilizat și erați împotriva intervenției peste. Haideți să încheiem, vă rog, doamna Dinu. Aș dori să mai menționez faptul că activitatea SSPM-ului astăzi are niște angajamente, niște contracte în derulare, pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit. N-a zis nimeni că îi se vor mai da niște contracte, n-a zis nimeni că va închide SSPM-ul. Astăzi suntem în poziția în care conducerea care, domnul Chirilescu, eu am impresia că SSPM-ul când a fost înființat a existat cumva vreun echilibru al reprezentării din Consiliul Local să se regăsească și în conducerea SSPM-ului? Nu rețin să fi fost vreo discuție vis-a-vis de chestia asta. S-au impus conduceri, s-au impus persoane, nu a fost nicio negociere, niciun discurs democratic vis-a-vis de acest SSPM. Da, utilitatea acelei... Un minut vă întreb și chiar fără... S-au supus la vot, nu s-au... Doamna Dinu, m-ați întrerupt. Prin urmare, SSPM-ul astăzi este datorită conducerii pe care dumneavoastră ați votat-o în mandatul trecut, care astăzi nu își mai asumă responsabilitatea conducerea acestei societăți, pentru că nu mai primește contracte așa cum le primea în mandatul trecut. Și noi încercăm, noi toți, mă refer și la dumneavoastră și noi, încercăm să găsim o soluție, să o funcționalizăm și ulterior să vedem dacă trebuie închisă, trebuie dezvoltată, trebuie restrânsă activitatea, ce trebuie făcută. Dar nu, eu n-am zis că o închidem. Astăzi nu pot să spun că o închid, pentru că are deja angajamente față de persoane, față de societăți comerciale care au contracte. Astăzi trebuie să-i găsim o modalitate pentru civilizată în care să eliminăm pierderile colaterale și să o funcționalizăm sau nu. Dar asta o decidem tot noi aici. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului Fantază. Și... Vreau și un drept la replică, vă rog. Vreau să dau cuvântul domnului Fantază pentru o chestiune tehnică, după care vă dau cuvântul. Vă ascult, domnul Fantază. Bună ziua! Obiectul proiectului nostru pe ordinea de zi astăzi este convocarea adunării generale
pentru data de astăzi, ora 2, în vederea numirii Consiliului de Administrație provizoriu. Această numire este necesară datorită faptului că a scăzut numărul membrilor în Consiliul de Administrație, adică nu mai avem Consiliu și au dat demisia toți. Și la articolul 64, indice 1, alineatul 4 din Ordonanța 109, scrie așa: dacă vacanța determină scăderea numărului administratorului sub minimul legal, noi nu mai avem niciunul, prin autoritatea publică tutelară, adică prin dumneavoastră, vor convoca de îndată adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membru ai Consiliului de Administrație cu administrator provizoriu până la finalizarea procedurii. În acest scop, autoritatea publică tutelară, adică dumneavoastră, vor putea prezenta de adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Deci avem articolul 1 prin care se convoacă adunarea generală și ulterior avem articolul prin care aveți și propuneri de candidați. Ăsta este obiectul proiectului de pe ordinea de zi. Așa cum s-a prevăzut foarte clar și în expunerea de motive, potrivit legii 31/90, în cazul nostru, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății dacă societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni. Mulțumesc. Da, domnul primar are cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule director. Ascultând tot ce s-a enunțat aici, vă propun o soluție. Înțeleg, grupul România și alții doresc ca domnul Zaharia în continuare să semneze. Nimeni nu-și dorește altceva decât să funcționeze această societate. Am vorbit în acest moment cu domnul Nicu Zaharia și este de acord și v-aș ruga să puneți la vot un amendament ca în completarea listei din proiect să îl propunem și pe domnul Zaharia în acest Consiliu de Administrație provizoriu. El va rămâne în continuare cu drept de semnătură pentru o perioadă de o lună sau cât va dura până la semnare. Este exact calea de mijloc pentru a operaționaliza compania și nu văd de ce ați avea împotriva acestui lucru, ținând cont că este director actual și a fost propus chiar de Pro-România. Da. Mulțumesc, domnul primar. Deci, vreau să întreb grupul de opoziție dacă își menține amendamentul. Dacă încă o dată, te rog să-mi dai cuvânt. Domnul Huruță, vă mențineți amendamentul? Că e comun. Un pic. În primul rând, am atras atenția de la început și se poate lua înregistrarea, da? Am spus, nu este amendament. Pentru găsirea unei soluții de ieșit din impas, vă propun o nouă hotărâre de Consiliul Local prin care mandatăm cei doi reprezentanți AGA ai acționarului unic, Consiliul Local, să mandateze pe cineva să poată semna. Sugestia cu Zaharia vine din interiorul, ne-a venit din interiorul societății de la domnul director economic, care spune, pentru rezolvarea rapidă a problemei, soluția ar fi să fie mandatat Zaharia ca și salariat al acestei societăți, să ieșim din impas până găsim o soluție. Ce se întâmplă? Noi am cam anticipat un pic. Noi am zis o chestiune. Putem să votăm, da? Și să nu mai facem nimic, da? Să vedem că s-ar putea ca această hotărâre pe care dumneavoastră a spus-o să treacă și să nu mai fie nicio problemă, da? Mulțumesc, domnul Hluț. Domnul primar, aveți cuvântul. Domnule consilier, eu sunt de acord cu dumneavoastră și dacă ar fi existat soluția pe care ați propus-o, nu aș mai veni cu acest proiect cu CEA provizoriu. Dar am să-i dau cuvântul directorului juridic să vă spună dacă ceea ce propuneți dumneavoastră are o bază legală sau nu. Nu mai are rost. Nu mai are rost că nu mai vor. Nu. A, deci ați renunțat la partea cu mandatarea AGA. Ok, eu aș vrea să vă explic că nu avea o bază legală. Dacă ar fi avut o bază legală, atunci am fi propus la început așa. Conducerea societății în speță, Consiliul de Administrație, este singura mandatată să ia astfel de decizii. Nu poate AGA să se substituie Consiliul de Administrație. Bun, atunci îl așteptăm pe domnul secretar să supunem la vot amendamentul domnului primar, care am zis că este singurul amendament la acest proiect, apoi trecem la votarea proiectului în sine. Păi e un singur amendament, adăugarea pe lista celor 8 a încă unui candidat. Dar dumneavoastră n-ați înțeles că domnul Huluță și-a retras această propunere, nu amendament? Dar nu am,
am înțeles, domnul Candet. Păi și dacă ați înțeles, de ce o mai puneți la vot? Dar nu o pun la vot, pun altceva la vot, domnul Candet. Deci eu pun la, supun la vot amendamentul domnului primar și aștept pe domnul secretar să facă apelul, apoi să votăm proiectul în forma prezentată. Da, vă rog, domnul Fantaz. Cine este pentru completarea buletinului de vot cu domnul Nicu Zaharia? Îl poate substitui domnul director? Vă rog, deci s-a făcut amendament de domnul primar pentru suplimentarea listei de propuneri pentru Consiliul de Administrație a SSPM. În sensul ăsta, domnul primar a propus suplimentarea cu domnul Nicu Zaharia. Domnul Nicu Zaharia îndeplinește condițiile, deci poate să fie propus, din ce am înțeles la domnul primar și a dat și acordul, supunem la vot acest amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Bun, atunci supuneți la vot proiectul în forma inițială, domnul secretar, vă rog. E vot secret? Da, da, da. E vot secret, primiți... Vot secret, Comisia de Numărătoare a Voturilor. S-a spus că e vot un bloc. Este vot pentru fiecare persoană. Cât împărțiți buletinile de vot, domnul Chirilescu, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Este un drept la replică. Mi-a fost pronunțat numele și trebuia să intervin. Domnul Crețu, nu aveți nicio legătură cu ceea Comisia ce am spus de Numărătoare, eu. Haideți, vă rog. Vreau să mai fac o precizare. Domnul Gabriel Cojocaru și-a manifestat intenția de a se retrage, astfel că nu-l va găsi pe buletinul de vot. Pot să continui? Ascult, domnul Chirilescu. Deci, în legătură cu ce a spus domnul Crețu, nu are nicio legătură cu ce am spus eu. Eu n-am fost consilier local în mandatul trecut, eu vorbesc despre corectitudine și despre ceea ce a spus dumneavoastră în campanie legat de politizare și cu, în comparație cu situația actuală. Nu are nicio legătură cu SSPM-ul de atunci, eu n-am făcut parte din consiliul local. Nu. Dar, dacă îmi permiteți... Domnul Chirilescu, stați să o punctăm ca să se înțeleagă. Haideți să o punctăm. Eu nu v-am acuzat de nimic. Păi a spus numele meu. V-am explicat că tocmai de asta, nefiind în Consiliu mandatul trecut, v-am explicat cum au fost lucrurile în mandatul trecut și cum a fost cu depolitizarea din mandatul trecut. Poate exprimarea dumneavoastră a dus... Nu, n-a fost tendențioasă, a fost doar explicativ, okay, atâta tot. Domnul secretar, nu ieșiți un pic, vreau să vă pun o întrebare. Vă rog frumos, apreciez efortul. Dacă am înțeles eu bine din expunerea dumneavoastră, nu știu dacă, poate n-am înțeles bine, e posibil. Dumneavoastră spuneți că domnul primar ar putea, prin dispoziție, să delege dreptul de semnătură către domnul Zaharia. Așa este? Domnilor, haideți să facem din nou. Deci, organele de conducere ale societății sunt Adunarea Generală a Acționarilor, care trebuie să fie și să numească Consiliul de Administrație. În organizarea oricărei societăți, în momentul în care lipsește un conducător, prin ROF sau prin dispoziții interne, încuviințate de conducere, se numește, în situația de față, numai că acum mi s-a confirmat, nu mai avem nici director executiv, noi nu mai avem nici director tehnic propriu-zis, nu mai ai pe nimeni din conducere cu drept de semnătură. Pentru semnătura în bancă, pentru reprezentarea, îți trebuie un mandat de la Consiliul de Administrație prin AGA. Deci cel care numește este domnul primar. Dar pentru asta trebuie un Consiliu de Administrație care îl numește AGA. Dintre propunerile făcute de dumneavoastră. Ați înțeles acum? Da, am înțeles, mulțumesc. Asta am vrut să vă întreb. Îmi cer scuze, vreau să intervin din nou. Problema este în felul următor. Administrația cimitirilor se află în administrarea SSPM-ului. Dacă eu luni nu virez salariile groparilor, ei vor pleca. Sunt niște oameni simpli, au patru clase, nu pot să le explic că din punct de vedere politic dumneavoastră nu ați reușit să ajungeți la niciun compromis, la nicio înțelegere. Eu nu sunt membru al niciunui partid. Eu sunt un simplu economist care am venit aici
să vă explic că am o problemă cu angajații. Eu pot să stau o zi, două, trei, patru, o săptămână, două, fără să primesc salariu, nu este nicio problemă. Dar nu pot să explic domnului de la cimitire care sapă gropile, mai ales în perioada asta, COVID-ul, când trebuie să pată groapa în jumătate de oră, dacă a venit, trebuie să fie groapa gata, nu pot să explic de ce a muncit o lună de zile și nu-și primește salariul la timp. Asta e singura noastră problemă. Chestiile politice, de ce s-a înființat, de ce nu s-a înființat, eu sunt de 7 luni la SSPM-ul. Nu știu, nu mă interesează politica. Mă interesează numai, am făcut tot posibilul să am banii în cont, m-am chinuit, sincer, să pot să am banii de salarii în această lună, ca să pot să-i dau la timp, vă rog frumos să găsiți o modalitate legală ca noi, luni, să putem să facem plata salariilor. Și doi, să plătesc eșalonarea, altfel 1.800.000 de lei devine scadentă a doua zi. Nici n-are cine să facă cerere, neavând nimeni drept de semnătură, să prelungim eșalonarea. Există mijloc de a rezolva problema, dar ne întoarcem la aceeași problemă. Nu are nimeni dreptul de semnătură. Semnătura este activă, dar nu putem să activăm semnătura când nu este legal. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul contabil șef. Hai să mergem la următorul... Chiar vă mulțumim de sugestie. Domnul Vruț, mulțumesc frumos. Trecem la următorul proiect. Domnul primar, aveți cuvântul. Da, asta este destinul acestei companii, se va dizolva sau nu, vom vedea. Următorul proiect 12V se referă la acordarea unui ajutor de urgență doamnei Covaci Elena Loredana. Vă rog să decideți în consecință. Este o victimă a incendiului de la blocul de pe Orizontului. Domnul secretar, avizul. Comisia 1 favorabil, doamna Dinu. Domnul Chiciu. Favorabil. Discuții dacă sunt. O să primiți tot buletine de vot secret. Da, să terminăm aici și după care primim. Până se numără voturile, stimați consilieri, ținând cont de impactul care a fost prezentat referitor la angajații de la cimitire, referitor la contractul de curățenie pe care SSB trebuia să-l presteze la centrele de vaccinare, referitor la cei peste 100 de familii angajate acolo, ar fi, cred că, cinstit față de locuitorii municipiului Bacău ca grupurile politice să-și asume votul dat în mod public.
Domnul Diaconu. Nu-i pauză, domnul Diaconu. Nu-i pauză. Nu vreau să vă spun să rămâneți ca la locurile dumneavoastră ca să primiți buletinile de vot pentru 12B. Nu, că sunt colegi care au părăsit sala, de aceea, domnul Diaconu. Vă rog să rămâneți acolo. Dau cuvântul doamnei Dinu pentru a vă prezenta rezultatul la proiectul 12 ani. Asta e procesul verbal. Avem 12 voturi nule și la restul 10 sau 9 voturi pentru. Deci proiectul nu a fost. În funcție, de exemplu, Răuță, Bulai, 10 pentru, 0 împotrivă, Melinte, Ioan, Stoica, Dan, Mitrofan, Elena, 9 voturi pentru, 1 împotrivă, Aris, Ciprian, 10 voturi pentru, 0 împotrivă și la fiecare din aceste articole au fost câte 12 voturi nule. Mulțumesc! Veți primi buletinele pentru proiectul 12B, după care vom închide ședința. Vă rog, domnul primar. Da, cât timp veți vota pentru asta, aș vrea să fac un anunț. După îndelungi discuții cu ANRSC, vă anunț că avem bază legală pentru a întrerupe actualul contract cu transportatorul public și de a repune pe baze legale și competitive sistemul de transport public din municipiul Bacău. Acest contract este în afara legii încă și încheiat încă din 2014, până acum nu au fost luate măsuri. Vă anunț că voi începe procedurile pentru licitarea unui nou operator de transport public în municipiul Bacău, după încheierea studiului de oportunitate la noul buget. Este o mare victorie pentru oraș, că după atâția ani de zile ne vom recâștiga transportul public comun și îl vom putea pune pe baze legale și de eficiență. Haideți, vă rog, să numărăm voturile comisia. A votat fiecare consilier? Chemați-l pe domnul Huluță să vină să voteze. Păi colegul dumneavoastră, domnul Diaconu. Sunteți liderul grupului. Vă rog să-l invitați în sală pe domnul Huluță. Păi, l-ați declinat pentru domnul Huluță. Dacă domnul Huluță nu vine să voteze, atunci rămânem fără votul domnului Huluță. Vă rog de comisia să numere. Vă rog să... Domnul Huluță, votați sau... Și la ala vechi. Aici sunteți dumneavoastră. Penultimul. Și aici, vă rog, la votul precedent. Acolo. Mulțumesc.
Știți rezultatul votului la 12B, a fost aprobat cu 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 nule. Mulțumesc, doamna Dinu, ședința a luat sfârșit, vă mulțumesc, doamna. Nu, nu, stați un pic, avem puncturi diverse, vă rog frumos, domnule președinte. Nu, a fost scos de pe ordinea de zi, o zi frumoasă. Domnule președinte, nu puteți să scoateți puncturi diverse de pe ordinea de zi, că am votat. A scos domnul primar, o zi frumoasă. Dar cum să scoateți puncturi diverse de pe ordinea de zi? S-a votat la începutul ședinței, domnul Chirilescu, scoaterea punctului diverse de pe ordinea de zi. Domnule, dacă un coleg are ceva de vorbit, eu nu cred că e normal să ne ridicăm și să plecăm. Dar spuneți, domnul, sunt chestiuni urgente? Da, sunt chestiuni importante. Dar dacă nu mai am cu cine vorbi... Chestiunea cea mai importantă este politețea și respectul față de colegi. Nu, chiar sunt chestiuni importante. Și a doua oară când se întâmplă, domnul viceprimar. Haideți să vă dau un exemplu. E vorba despre problema furnizării apei la debit normal pentru cetățenii de pe strada Mioriței, Bradului și Energiei. Avem multe puncte de discutat. Acestea nu sunt urgențe pentru administrația domnului primar, să înțeleg. Domnul secretar, că noi îl așteptăm aici ca să terminăm discuțiile de pe ordinea de zi. Domnul președinte, a închis ședința. Problema atât. Eu nu știu dacă președintele poate să închidă o ședință după voința lui sau după voința noastră. El conduce ședința. Adevărul e că și acesta este un răspuns pentru băcăoanii care n-au apă curentă și care nu se pot spăla. Foarte bun. Și lăsați că președintele în următoarea perioadă o să fie cum o să fie, da? Mulțumim frumos! Și o să vedem atunci. Domnul Ghingheș. O vedem. Domnul Ghingheș, trebuie să discutăm o leacă de orizontului 34, ce facem acolo. Dacă așa se pune problema... Trebuie o soluție acolo. Domnul Eusebiu, domnul diaconu, să vă aduc aminte când ieșeați din sală tot grupul de 13 consilieri. Nu, ne referim la faptul că atunci încă nu era ședința închisă. Și vă ridicați de la masă și plecați. Și vorbim de proiecte de dezvoltare, puzuri și așa mai departe. Domnul Chirilescu, vă garantăm că toate sesizările cetățenilor cu privire la furnizarea apei sunt în analiză la nivelul compartimentului de specialitate. Și credeți-ne că ne ocupăm de asta. Da, bine, asta e un răspuns standard, dar eu vreau să vă spun niște lucruri concrete. Deci standard, pot să vă arăt niște solicitări. Care au fost făcute împreună cu domnul primar în sensul ăsta. Am venit și cu niște solicitări.